Drapelul, stema și imnul sunt simbolurile esențiale prin care se identifică orice națiune. Deșteaptă-te, române, imnul României a fost alături de noi, cu noi, în toate momentele importante ale istoriei, începând cu Revoluția de la 1848, când poetul Andrei Mureșanu a recitat poemul Un răsunet, ulterior fiind pus pe note și cântat pentru prima dată. Imnul a fost intonat în timpul războiului de independență, în primul război mondial, iar în 1918, la Marea Unire, imnul a răsunat pe Câmpia Libertății de la Alba Iulia. Deșteaptă-te, române, a fost intonat în al doilea război mondial, iar după 23 august 1944, când România s-a alăturat aviaților, acest timp a fost cântat spontan și emis pe toate stațiile de radio. Deșteaptă-te, române, este partea identității noastre, a valorilor noastre, cele care ne particularizează și ne fac mai puternici într-o Europa multiculturală. Imnul național este una din principalele legături cu valorile noastre fundamentale, libertate, fraternitate și unitate. Tocmai de aceea, intonarea imnului național trezește în fiecare dintre noi sentimentul de solidaritate. La 29 iunie, iulie, fiecare an, sărbătorim ziua imnului național, care alături de drapel și stemă este unul din cele mai importante simboluri ale țării noastre. Deșteaptă-te, române, prin permanența sa în istoria poporului nostru, a contribuit fundamental la condorarea și consolidarea identității naționale a României. A se afirma ca țară suverană în cadrul familiei naționale europene. Această zi festivă este un prilej de a fi mândri de istorie, de cultură și de moștenirea noastră spirituală. Avem datoria morală de a face zi de zi, clipă de clipă, tot ce este necesar pentru a păstra intacte valorile morale și materiale, contribuind în același timp la dezvoltarea continuă a României.